Această rubrică vă este oferită de Sanador. Știați că unele tipuri de cancer produc tumori maligne la nivelul coloanei vertebrale? Vorbim despre localizarea secundară a unui proces tumoral apărut inițial în altă parte în organism. Despre soluțiile terapeutice discutăm astăzi cu doctorul Dan Benția, medic primar neurochirurgie. Bună dimineața, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Bună dimineața. Din ce tipuri de tumori provin metastazele vertebrale? Metastazele vertebrale, ca și tumori secundare osoase, pot proveni de la multe tipuri de cancere, adică tumori maligne primare. Cel mai frecvente sunt tumora de sân, tumora pulmonară, tumora de prostată și alte tipuri, de exemplu, tumorile gastrointestinale, tiroidă, renale, cerebrale și așa mai departe pot da metastaze osoase, dar acestea sunt cele mai frecvente tipuri. Care sunt principalele simptome? De obicei, pacientul se prezintă inițial cu dureri la nivelul coloanei vertebrale, unde este localizată metastaza sau metastazele, pentru că poate fi unică sau multiple. De exemplu, dacă este localizată lombar, sunt dureri lombare, rachialgii lombare, spunem noi. Dacă e toracal, rachialgii toracale, urmate de contractură musculară. În faza evoluată, când tumora depășește vertebra și invadează în canalul medular, încep simptome legate de apăsarea metastazei asupra măduvei și sau asupra unui nerv. De exemplu, durere pe teritoriul unui nerv, tulburări de sensibilitate până la apariția unei pareze pe teritoriul unui nerv sau chiar paralizie, pareza și paralizia membrelor inferioare sau a tuturor membrelor. Depinde de localizarea tumorii în fazele avansate. Și tulburări ale sfincterelor pot apărea. Despre tratament, ce ne puteți spune? În primul rând, tratamentul, cu asta ar trebui să începem, tratament complex, nu numai chirurgical, nu numai neurochirurgical. Acesta trebuie integrat într-un concept modern oncologic. Chirurgia este doar o parte a tratamentului. În primul rând, trebuie vizată tumora primară, dacă este controlată sau nu terapeutic, tumora care a trimis metastaze. În al doilea rând, dacă aceasta este controlată, sigur, trebuie văzut dacă metastazele sunt unice sau multiple. În cazul unor metastaze unice, se vizează, în primul rând, extereza, adică ablația metastazelor. În cazul unor metastaze multiple, sigur, se preferă tratamentul oncologic general asupra coloanei, de gen radioterapie generală, chimioterapie sau imunoterapie. Despre recuperare, care sunt pașii aici? Bun. Înainte de recuperare aș vrea să spun doar 10 secunde. Privind tratamentul chirurgical, este un tratament clasic, sigur, de îndepărtare a tumorii și de stabilizare a coloanei cu tije și ruburi și un tratament minim invaziv la ora actuală de biopsiere a tumorii și de injectare de ciment cu vertebro și chifoplastie, așa și de stabilizarea coloanei prin proceduri minim invazive. De asemenea, există proceduri de ablație prin radiofrecvență, se introduc niște ghiduri metalice care, prin emiterea unor frecvențe înalte, încălzește și distrug tumorile dinăuntru. Deci tratamentele au evoluat foarte mult în aceste cazuri. Nu se fac numai tratamente clasice chirurgicale. Referitoare la prognosticul cazul lor, depinde de procedura aleasă. În cazul procedurilor clasice, sigur, internarea și recuperarea erau de peste o săptămână. În cadrul procedurilor minim-invazive, bolnavii pot să stea doar o zi, două în spital și după aia poate să meargă sigur pe picioarele lor acasă, urmând a face tratament sigur oncologic. Cum am spus, tratamentul operator este o parte a tratamentului oncologic. A fost alături de noi domnul doctor Dan Benția, medic primar în neurochirurgie. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi astăzi. Mulțumesc și eu. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.